Am convocat ședința de guvern în principal pentru adoptarea hotărârii de guvern privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 15 septembrie 2020 și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata de 30 de zile cât ne permite legea să prelungim starea de alertă. Înainte de a discuta subiectul, doamnă ministru Anisie, în ce situație suntem cu deschiderea școlilor? Astăzi a fost prima zi de școală. Inspectorii școlari generali au luat toate măsurile ca la fiecare unitate de învățământ să se desfășoare activitățile specifice primei zile de școală. Vă informez că la momentul acesta avem 12.423 de unități de învățământ care funcționează în scenariul verde, adică vin toți copiii la școală, 4.915 unități de învățământ în care se desfășoară activități în scenariul galben și 263 de unități de învățământ în care avem activități didactice în sistem online. Vreau să vă precizez faptul că sunt 11 județe în care nu există nicio unitate de învățământ în scenariul roșu. Vorbim despre Harghita, Caraș, Hunedoara, Ialomița, Bihor, Vâlcea, Tulcea, Botoșani, Bistrița Năsăud, Covasna și Vaslui. Deci, practic, toți sunt în scenariu verde sau scenariu galben. Exact. Nu avem acolo nicio unitate de învățământ în care să existe probleme. Doamna ministru, vreau să le transmiteți cadrelor didactice, inspectoratelor școlare, încrederea și aprecierea mea, solicitarea și rugămintea mea către ei să facă față la toate provocările. Sigur, nu va funcționa totul ceas din prima, o să apară mici disfuncționalități, imperfecțiuni. Întreg sistemul Ministerului Educației, inspectoratelor școlare, trebuie să monitorizați cu mare atenție, să interveniți prompt la fiecare situație în care trebuie corectată o disfuncționalitate sau... Așa vă spun sincer, din ce am văzut, în cea mai mare parte a școlilor sunt lucruri bune care s-au întâmplat. Sigur că nu toate școlile astea depinde și de administrația locală și de, mă rog, de corpul profesoral, de directorul școlii, depind lucrurile astea, dar să cereți inspectoratelor școlare să monitorizeze cu mare atenție și să fie pregătiți să intervină exact cum am discutat, inclusiv prin constituirea unor stocuri tampon, de măști, de tablete, de camere web, mai ales acolo să verificați să fie camere web, astfel încât să se poată face transmiterea online a lecțiilor pentru jumătatea din clasă care participă la lecții online. De asemenea, trebuie verificat în ce măsură colaborarea cu autoritățile locale funcționează, în ce măsură primarii s-au implicat. Așa eu vă spun, am fost în mai multe județe și în județele în care am fost inclusiv în orașe, în comune, să văd cum arată școli. Și chiar în locurile în care am fost impresionat, inclusiv în comune, școli foarte bine pregătite, cu toate măsurile luate, măsurile de siguranță. Și eu cred că putem să facem față la orice situație care apare. Important este să accentuăm acest mesaj. Copiii au nevoie de școală. Așa este. Întreruperea procesului de educație afectează întreg procesul de educație, că dacă acumulezi restanțe sau ai lacune o lună, două în procesul educațional, îți poate afecta înțelegerea în anii următori de școală. Și aici va trebui să comunicăm foarte limpede acest mesaj, că este extrem de important pentru copii să urmeze procesul școlar, indiferent cum se face, școala în clasă sau online, astfel încât să obținem sprijinul părinților,
De altfel, cred că încetul cu încetul lucrurile tind să revină la o atmosferă mai normală și nu mai există atmosfera aia de tensiune care s-a generat. Totuși, începerea școlii e o bucurie și pentru copii, și pentru profesori, poate și pentru părinți. Și cred că încetul cu încetul trebuie să asigurăm o normalitate, să arătăm că lucrurile pot fi rezolvate în funcție de orice situație care apare. Da. Voi transmite, domnule prim-ministru, tuturor inspectoratelor școlare mesajul dumneavoastră și, dacă îmi permiteți, aș face un apel și către părinți în această perioadă să fie alături de școală, să-i sprijine pe copii, să fie parteneri cu cadrele didactice, pentru că este necesar, așa cum spuneați și dumneavoastră, același lucru să trebuie continuăm. Transmis și către cadrele didactice, adică învățătorii, învățătoarele, educatoarele, diriginții de clasă trebuie să fie într-o comunicare permanentă cu părinții și împreună să ia, practic, să ia lucrurile astfel încât ele să funcționeze cât mai normal. Mulțumesc, doamnă Misu. Și eu vă mulțumesc, domnule premier. Secretar de stat Arafat, am votat în CNSU, suntem pregătiți cu proiectul de hotărâre de guvern? Da, domnule prim-ministru, s-a votat prin hotărârea 45 din 2020 propunerea către guvern a măsurilor care să fie luate în timpul campaniei și în ziua votului. Aici, dacă îmi permiteți, subliniez aspecte precum permisiunea de a se desfășura nu numai meeting-uri electorale, dar și demonstrații. Da, exact cum am discutat. Exact. În limita de 100 de persoane maxim. Exact, același sistem care l-am folosit pentru adunări electorale este și pentru alte adunări publice care au alte obiecte decât campania electorală. Și bineînțeles, respectând măsurile stabilite de igienă. Iar la secțiile de vot s-a adăugat, pe lângă măsurile de port, mască, distanțare, s-a adăugat și obligativitatea alegătorilor la intrare în secție de vot și la ieșire din secție de vot de a dezinfecta mâinile în secția respectivă. În ordinul comun va trebui clarificată procedura pentru cei care sunt bolnavi de COVID sau sunt izolați la domiciliu. Trebuie foarte clară procedura de solicitare a urnei mobile, pentru că urna mobilă trebuie să le asigure exercitarea dreptului de vot la toți cei care fie sunt izolați la domiciliu ca fiind infectați, fie sunt carantinați pentru că sunt în ancheta epidemiologică ca persoane de contact și trebuie să le asigurăm exercitarea dreptului de vot. Am văzut că e foarte bună ideea întâi să se ducă urna mobilă la cazurile care necesită deplasarea unei mobile non-COVID și abia după aia să se ducă la cei care sunt fie afectați, fie sunt persoane de contact. S-a mai introdus o modificare la solicitare, de fapt o clarificare la solicitarea colegilor de la STS, în sensul în care cei care au carte de identitate vor introduce ei personal cartea în fantă de la tabletă sau de la aparatul care o citește. Cei care au buletine vechi, pentru că mai există persoane cu buletine vechi, vor fi prelucrate manual cu dezinfecția mâinilor lucrătorului. Dar asta este obligatoriu. Care... Deci instituirea obligației alegătorului că atunci când vine, trebuie să dezinfecteze la intrarea în secția de votare și dezinfecție la ieșirea din secția de votare. Dar aici și acelui care preia buletinul. Aici pune mâna pe mai multe lucruri, pe buletinul de vot, pune mâna pe ștampilă, semnează de prezență, adică sunt operațiuni pe care le derulează și trebuie să reducem pericolul asupra reprezentanților din birourile electorale ale secțiilor de votare de a atinge lucrurile care au fost atinse de persoane care nu s-au dezinfectat. Mai avem alte măsuri? Deci măsurile celelalte au rămas cele care le cunoaștem, deci nu există măsuri. Au fost scoase sporturile de contact din partea sporturilor care sunt limitate, deci la acest moment nu mai figurează sporturile de contact la interdicție. Aici am avut o solicitare din partea Horeca, dar aici, după părerea mea, este acoperită. Cred că și ei organizează evenimente, traininguri, spectacole în hoteluri, în ăsta și să li se aplice și lor același reguli ca la teatre cinematografe, adică se poate să organizeze. Dacă se organizează un seminar sau un workshop, există reguli și pot să organizeze acest lucru în aceeași condiții. Deci nu există, în cadrul, deci nu există respectând regulile de organizare a seminarilor și workshop-urilor. Bine, mulțumesc, domnul secretar de stat. Domnul ministru Bode, săptămâna trecută
a fost săptămâna dezbaterilor când deschidem metroul drumul Taberei. În ce situație suntem? Domnule prim-ministru, vă informez că suntem pregătiți să dăm în trafic cu călători magistrala de metrou M5, drumul Taberei Eroilor, în cursul zilei de mâine, 15 septembrie. Așa cum ați spus, după semnarea celor două procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor, respectiv la punerea în funcțiune, pe data de 11 septembrie, am anunțat public că Metrorex va realiza o serie de activități administrative, astfel încât, începând cu data de 15 septembrie, magistrala M5 să poată fi dată în exploatare cu călători în condiții de siguranță și confort. Deci aici suntem pregătiți cu garnituri de tren, cu personalul necesar, cu toate sistemele funcționale. Categoric, da. Bine. Bine, domnul ministru. Ne vedem la darea în trafic. Darea în funcțiune. Asta e o veste bună. Mai ales că mulți speculau săptămâna trecută că nu suntem în stare să deschidem metroul. Cam astea au fost așa punctele. Dacă mai aveți propuneri pe ordinea de zi suplimentară, domnul ministru Popescu. Da, domnule prim-ministru, aș dori să fiți de acord cu introducerea unei hotărâri de guvern pentru modificarea anexei la hotărârea guvernului 124/2020 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2020 pentru operatorii economici din industria națională de apărare care desfășoară activități conform prevederilor articolului 24 din legea numărul 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. E vorba de programul Nucleu, da? Da, programul Nucleu, când după ordonanța de rectificare bugetară s-au alocat un număr de bani și trebuie repartizat pe un alt numeric. Și practic se modifică doar o anexă. Asta e necesară adoptarea ca să se poată plăti salariile mai departe la numărul de personal. De acord, domnul ministru. Mai am o întrebare către dumneavoastră care mi-a fost pusă peste tot pe unde am mers. Când lansăm apelul de proiecte pe miliardul de euro pentru capital de lucru și capital de investiții? În acest moment, între Ministerul Economiei și Ministerul Fondului Europene, se finalizează în zilele următoare procedura ca Ministerul Economiei să devină administratorul acestui fond. În paralel, în această seară, cel mai târziu, mâine dimineață, va fi lansată aplicația informatică, în așa fel încât absolut toți beneficiarii celor trei scheme să se poată înrola în ea, să poată să vadă, să-și verifice firma, să-și verifice interconectările cu baza de date și în momentul când va fi lansată, probabil în zilele imediat următoare, după încheierea contractului între Ministerul Economiei și Ministerul Fondurilor Europene, să aplice efectiv, să încarce documentele. Practic e o fază premergătoare pentru a nici nu a supra-solicita sistemele informatice, așa am gândit-o cu STS, în două etape. Prima etapă, care va începe în seara asta, cel târziu mâine dimineață, orice beneficiar care dorește să aplice la schemele de ajutor de stat se va înscrie și va introduce toate datele necesare ale companiei, datele generale ale companiei. Bine, mulțumesc. Mulțumesc.